Îi spune omului, pământ ești și în pământ vei merge. Deci fiecare om cu viața lui sfântă poate sfinți pământul. Și o să spuneți de unii prostii asta, păi vă spun eu. De asta ne închinăm la mormântul lui Panticleopa, de aia ne închinăm la mormântul părții Arsenie Papacioc, de aia ne închinăm la mormântul Iustin Pârvu, de aia ne închinăm la mormântul Arsenie Boca, de aia ne închinăm la mormântul lui Paisionar, unde sunt zac oameni sfinți, trupurile lor au sfințit țărâna pământului din care au fost alcătuiți prin viața lor. Omul sfințește locul. În schimb, Iisus s-a răstihnit. El și-a stat în mormânt 3 zile ca să transmită sfințenia în tot pământul, în glia care a fost blestemată. De ce? Pentru că la o clipeală de ochi și la glasul arhanghelului și la trâmbița judecății, toată făptura se va scula din pământ, va lua trup duhovnicesc, într-o strălucire, într-o slavă și într-o putere, cele mari, 3 mari calități, care ce fac? Întregesc trupul de săvârșit la judecată. Deci tu ai murit și ai avut un rinic scos. Nu mergi la judecată fără un rinic. Din pământul din care ești alcătuit, tu mergi întreg. Ai murit fără un picior, nu mergi fără un picior, mergi întreg. N-ai avut un ochi, nu mergi fără un ochi, n-ai avut o mână, nu mergi fără o mână. Nu există așa ceva. Acolo mergem la puterea desăvârșită, de plinătatea maturității Domnului Iisus Hristos, Apostolul Pavel în Epistole. Și acum, pământul acesta a primit sfințirea prin șederea Fiului Omului 3 zile în măruntaiele pământului. Dar a mai primit ceva. A mai primit șederea 9 luni în pântecele Fecioarei, pământul cel sfințit sau biserica cea nouă sfințită și cuvântătoare, era raiul cel cuvântător. Deci, din ce s-a născut neamul omenesc? Dintr-o femeie. Și a sfințit Dumnezeu când s-a întrupat? O femeie. Din ce au ieșit pruncii lui Adam, din pântecele Evei, din ce s-a născut biserica cea vie și sfințită, din pântecele unei femei, Ioachim și Ana, ce a născut biserica cea sfințită, un Hristos, om și Dumnezeu, Dumnezeu și om. Ce este pântecele Fecioarei? Ca unde heruvim, palat împărătesc, rai sfințit, biserică cuvântătoare. Deci iată, și în clipa asta, în momentul în care el intră în apă, mai face un singur lucru. Ne arată odată că Iordanul merge în Marea Galilei și în Marea Moarte. Deci căderea, din păcat, duce spre moarte și acum apele se întorc înapoi și se duc la izvoare, adică unde, la munți suflete, că de acolo e mântuirea, întoarcerea la Dumnezeu. Deci trebuie să o luăm înapoi spre viață, nu spre moarte. Învierea este începutul vieții celei noi și începătura întâi a celor adormiți, prin Iisus Hristos. Dacă în Hristos toți mor, dacă în Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Și spune Apostolul Pavel, dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Atunci, în momentul când el intră în ape, de fapt nu se botează, ci doar marchează momentul. V-am explicat că momentul este unul. Acolo s-a deschis Iordanul, când a lovit Iosua, n-a vii cu toiagul, a trecut cu sicriul legii și s-a intrat în pământul făgăduinței spre cetatea Erihonului, prima cetate cucerită. Iar evreii veneau în fiecare an și sărbătoreau ziua aceea. De aceea, imediat după învierea lui Hristos și nașterea lui Hristos și tăierea împrejur, adică botezul celei legii cele vechi, era sărbătorit odată cu bobotea. De ce? Boboteaza a fost un eveniment atât de mare care s-a plasat exact pe trecerea Iordanului de Iosua, pentru că atunci s-adunau noroadele, de aș fost trimis, de aceea și fost trimis Ioan să propovădească în pustie venirea lui Mesia. S-a apropiat la voi împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, drepte faceți căile lui, neteziți dealurile, toporul stă la rădăcina pomului, n-aduce roadă, stai și să aruncă în foc. Și veneau cei falși, că avem și azi falși, intrau în apă, dar nu-și spuneau păcatele și ce le spune eu, am bătezător, dacă era văzător cu Duhul. Pui de năpârcă și de viperă, cine v-a spus că scăpați de mânia care vine? Și îi mustra, nu ierta. Și atunci când a venit Hristos, Ioan primește semnul. Ai să vezi un porumbel deasupra capului și ai să vezi cerul deschis. Acela este. O să vă întrebați vreodată și aici sigur o să-mi strânesc poate oprobiu teologic. Fiecare le vede în gândul lui. Eu le văd după asta, Chiril al Ierusalimului în Catiheze, după Chiril al Alexandriei și după alții care au stat și au mai bibilit Sfânta Scriptură.
De ce credeți că a fost nevoie ca Tatăl să spună acel cuvânt din cer? Acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. De ce? Dintr-un motiv foarte important. Ioan dă primul semn de îndoială. Nu eu trebuie să te botez, eu am nevoie de botezul tău. Iisus îi spune, oprește-te, plinește de legea. A doua oară, când se tresaltă Iordanul înapoi și se sperie, și Ioan se sperie, că e om. Erau lucruri, cum spune, Ioan folosește niște termene. Foarte atent să fim. Cel ce vine după mine e mai mare decât mine. Mai înainte de mine era. Deci Iisus s-a zămisit și s-a născut mai târziu decât Ioan. Ce îi spune îngerul Fecioarei Maria. Așa? Și Elisabeta, rudenia ta fiind stearpă, a luat înștiințare de la înger și poartă în pântece. Deci Iisus de-abia se întrupa. Dar de ce era mai înainte de el? Că era cu Tatăl din toți vecii. Și ce spune? Eu lui nu pot să-i dezleg cureaua încălțămintei. Adică nu-i înțeleg teologia. Și la acest nu-i înțeleg teologia, Tatăl vorbește întâi Fiului, pentru că cuvântul e la Tatăl, îi înveagă. Nu poate fi un rob, om să vorbească. Nu vorbesc două cuvinte deodată. Noi nu avem o gură în față și una în spate, să vorbim cu amândouă odată. Nici dacă am fi de gemeni, lipiți, cum se cheamă, siamești, tot unul vorbește și unul ascultă. Nu pot vorbi doi deodată. Așa e regula. Și atunci ce face? Tatăl vorbește să certifice că în apă e Fiul lui cel iubit. Dar să audă Ioan că unde l-a trimis e adevăr, deci nu, n-a greșit, l-a ales pe cel care trebuie. Să nu se mai îndoiască. Și vorbește poporului care n-a înțeles nimic. Ce a spus poporul? A crezut că e tunet. A crezut că vorbește unul din proroci. Deci nu știu cine. Deci de asta Tatăl vorbește. El vorbește în numele Fiului. Fiul n-are ce spune el în ascultarea Tatălui. Atunci aici nu vorbim de botezul lui Iisus. Atunci dacă am vorbit de botezul lui Iisus, eu m-aș lamenta la ceva mult mai simplu. Și acum iar în voi stă neoprobiu public. Bine, v-ați dus la adventiști, baptiști, jehoviști, penticostali, tot la ce religie v-ați ales voi, treaba voastră fiecare. Și ați primit botezul. Da? Cum spune acolo? Mărturisești că crezi în Iisus Hristos? Mărturisești că vrei să ți se ierte păcatele? Mărturisești un botez? Vrei să fii cu Domnul? Aleluia! Și bagă-l în apă. Dar de ce ăla de-a doua zi și curvește și fumează și bea și e mincinos și e ticălos și cade în păcat? Păi dacă ți-ai văzut botezul, tu nu se mai greșești niciodată. Trebuie să ai direct arip și aureol. De ce? Nu are valoare, nu? Nu că nu are valoare. Nu contestăm. Eu nu am nimic cu botezul lor. Bine că și l-au văzut și bine că cred în el. Dar mă dezamăgesc faptele lor, care acum mari fiind și maturi, ca și Iisus Hristos, nu pot spune ce spune Hristos. Ce spune Iisus Hristos când primește palma în casa lui Caiafa, la arhiereu, când îl judecă? Dacă n-am greșit, de ce mă lovești? Dacă am spus adevărul, de ce mă lovești? Cine mă vedește de păcat să lovească cu piatra? Era fără de păcat. Deci botezul lui Ioan era un botez de pocăință. Nu era un botez prin care eu, dacă m-am băgat într-o apă în cămașa albă și mi-am văzut botezul, am rezolvat problema. Asta e doar un botez. E o simplă tradiție. E un simplu ritual. Botezul înseamnă cu totul altceva. Pecetluirea cu marele mir, care se face în chip văzut, înainte stona cu un de lemn în cornul de la proroci. Doi, înseamnă o viață nouă, înseamnă o viață tipic îngerească. Spui la botez, nu și noi, spunem ortodoxi. Da, da, da. Mă lepă de Satana și de toate lucrurile. Păi cum, Doamne, iartă-mă, te lepezi de Satana dacă toată ești și drogat și bețiv și fumător și curvar și faci și rău și jignești și băjucurești? Da, dar acum ar putea spune cei care ne urmăresc, pe de altă parte, și noi din religia ortodoxă, iată, suntem botezați. Noi din religia ortodoxă avem o singură scuză. Și scuza care noastră e foarte simplă. Recunoaștem că suntem păcătoși în toată clipa și în tot ceasul. Uh-huh. Cum spunem noi în fiecare zi la împărtășanie ortodoxii. Cred, Doamne, și mărturisesc cu adevărat că Tu ești Hristos, Dumnezeu cel viu,
care ai venit să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ei cum spun? Vreți pe Duhul Sfânt? Aleluia! Duhul Sfânt e cu noi, aleluia! Duhul Sfânt e la noi, rele, stai ușor, frate, că ăsta nu-ți vinde la magazin, nu-i sacul cu ceapă și cu zarzavat și cu conopidă și cu păstârnac. Deci, noi cum spunem în smerenie, când rostim rugăciunea? Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, după mulțirea, în mulțimea îndurilor tale, șterge fără de legea mea, că păcatul meu îl cunosc și înaintea mea este purul. Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Duhul tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Doamne, auzi rugăciunea mea, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Păi tu când te intitulezi botezat și sfânt, deja este în greșeală. De ce? Ei spun că copilul s-a botezat mic și n-a mărturisit nimic. Da.